Wow. Dacă respecti rețeta și nu ți se trimit ingrediente la tine, bucătărie. Sincer zic, nu mai pot de sete, poftă și mi-e și cald. Doamne, dar ce bună e! Răcoritoare, șprițată, nemaipomenită. Da, dragii mei, a început căldura și nu mă pot abține de la bunătăți. Vreau să fac ceva răcoritor potrivit pentru sezon. Că vorba aia, trebuie să fim hidratați, să putem trece cu bine prin zăpușeala de afară. Dragii mei păpticioși, vreau să fac pentru voi o limonadă pe cinste. O limonadă cu zmeură sau o limonadă de zmeură. Alegeți voi. Iar în cele ce urmează, asta am să fac. Tot ce am în fața mea, găsiți acolo jos în descriere, cu lux de amănunte, să știi și tu ce ai de făcut, că e o căldură afară de numai. Hai să o pregătesc. Pentru început, o lămâie bio, iau să îndepărtez capetele, o tai pe jumătate sau în jumătate și apoi în felii. Felii de, să zic, 2-3 mm, 4 mm grosime. Acum, dragilor, procedura e cât se poate de simplă. Mă ajut frumos de lingură, iau din zmeură, poți să folosești și zmeură proaspătă, poți folosi și zmeură congelată. O lași pur și simplu la decongelat. Asta e tot ce trebuie să-i faci. Și vezi și tu care e mai ieftină. Aia o iei, aia o pui. Dacă e congelată, să știți că e bine. Dacă e proaspătă, e și mai bine. Pun aici, 2-3 linguri. După cum vezi, le-am pus frumos într-o sită deasă și nu fac altceva decât le trec prin sită. De ce? Pentru că zmeura are foarte multe semințe. Semințe mici, enervante, care ți intră între dinți și nu prea poți să le scoți în văzul tuturor. Dacă ai să te întreb cam câte zmeură am eu aici, să zic undeva la vreo 200 de grame de zmeură. Vreau să fac în jur de 2 litri de limonadă sau dacă vrei, faci un litru mai concentrat. Să fie ceea ce trebuie. Cam ăsta e rezultatul. Ca să mai scurgi puțin din pulpă, ești întins frumos așa. Și tot puțină apă pe deasupra, apă minerală, după cum vezi, și iar stricori. Și în felul acesta te asiguri că ai scos absolut toată pulpa de pe semințe. Încă o dată și cred că ajunge. Dragilor, cam asta e. Și după ce termin cu restul, nu fac altceva decât revin către voi să vă arăt următorul pas. Simplu ca bună ziua. Acum, dragilor, primul pas ce voi face, ei bine, am să pun sucul de zmeură în acest, să spunem, mic recipient, această mică ulcică de sticlă. Torn cu grijă, sper să nu fac șotii, îi ajunge. Am spus că fac aproximativ 2 litri, am spus, doar dacă îl vreau mai concentrat. Însă văd imediat și echilibrez aromele în funcție de dorințele fiecăruia. Și am să pun lămâie, am folosit doar jumătate de lămâie, felii de astea minunate din lămâi bio. Le pun aici, miere de albine, pui după gustul tău. Așa, pentru început o lingură bună, amestec până se dizolvă mierea. După miere, pun gheața, câteva cuburi, 4, 5, 6, în funcție de cât de rece vrei tu limonada. Sau cine știe, poate ai apă minerală rece, așa că te-ai scos. Și evident pun apă minerală. Deocamdată pun puțin, atât, iau și amestec cu zâmbărilă, amestec să se topească mierea. Lămâia să-și facă și ea treaba și zmeura să aromatizeze totul, exact cum trebuie. De ce pun doar jumătate? Ei bine, să nu scot cu totul acidul, acidul de la apa minerală și completez cu apă. Ia cât de, dragilor, limonada mea minunată, limonadă de zmeură sau cu zmeură. Iar la final, dragilor, o crenguță de mentă. Uite așa, chiar două. Puțină mentă nu strică niciodată. Ce rămâne de făcut decât să ne pregătim de degustat? Să vă spun și vouă cum a ieșit minunea asta de limonadă, că tare mi-e cald, tare mi-e sete și tare vreau să văd dacă e ce trebuie sau nu. Să știi și tu dacă să o faci sau nu. Hai să vedem cum a ieșit. Dragul meu pofticios, draga mea pofticioasă, iacă-te. Am făcut o limonadă pe cinste, o limonadă cu zmeură nemaipomenită. Atât de bună, atât de recurătoare, încât nu o să-ți vină să crezi. Iar în perioada aceasta e necesar să ne hidratăm cu așa ceva. De ce nu? Vorba aia, nu trăim degeaba. Dragii mei pofticioși, a venit momentul să degust alături de voi să vă spun cum a ieșit limonada asta minunată. Și da, e minunată, pentru că priviți și voi ce culoare frumoasă are, priviți și voi câte arome nemaipomenite, cu miere de albine, cu mentă, cu lămâie. Ce să mai, dragilor? Hai să vedem cum e la gust, că, sincer zic, nu mai pot de sete, poftă și mi-e și cald. Hai să vedem. Wow. Mamă, mamă, mamă. Doamne, dar ce bună e.
răcoritoare, șprițată, nemaipomenită. Și da, crede-mă pe cuvânt că te ajută. Te ajută, sigur te ajută. Dragii mei potricioși, ce să mai zic, o rețetă simplă, o rețetă super delicioasă, super rapidă, ce cu siguranță te va încânta. Așa că îți mulțumesc că mă urmărești pe pagina de Facebook, că mă urmărești pe TikTok, pe Instagram, că ești alături de mine pe canalul meu de YouTube, că te abonezi, că îți plac rețetele mele. Așa că până data viitoare când ne vor revedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi frământ de amintiri mereu potricioși cu gândul la bunătăți, eu l-am luat pe Constantin și mergem să ne delectăm cu o limonadă, că e cald afară. Hai! Te-am pupat, te-am îmbrățișat și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă super delicioasă. Pa, pa și toate cele bune!